copiii noștri, frați, surori și cu cernice, părinte, slăviți să fie Domnul Iisus. Mulțumim din toată inima că ne-a adus Dumnezeu în mila Lui și în harul Lui în chemarea aceasta, unde Duhul lui Dumnezeu vrea să ne ferească de toate cele rele care sunt scrise deja aici în Cartea lui Dumnezeu. El vrea ca să ne facă slobozi în Hristos. El este pacea noastră, El este mângâierea noastră și El este puterea noastră, Duhul lui Dumnezeu. Scumpii noștri frați și surori, nu de frica iadului trebuie noi ca să slujim pe Dumnezeu. Nu de frica iadului ne-a adus aici Duhul lui Dumnezeu. Din dragostea Domnului Iisus, care la vremea potrivită a venit pe pământ să ne aducă mântuirea prin jertfa Lui, prin dragostea Lui, prin iubirea Lui. Din dragostea aceasta să slujim pe Dumnezeu. Spune Părintele Iosif că iadul nu-i pentru ființa omenească. Iadul este pentru diavol. Așa scrie Sfinții Părinți. Dar dacă nu se ascultă cuvântul lui Dumnezeu, acolo te duce diavolul. Dacă nu ia aminte, omul în viața aceasta trecătoare să vină să-i facă voia lui Dumnezeu și să se trăiască pentru el, acolo îl duce Duhul cel rău. De aceea, dragii noștri, frați și surori, pentru noi tot am să vorbim mai mult. Pentru noi trebuiește să ne învățăm mai mult. Noi aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu că lumea zace în cel rău. Zace în cel rău pentru că nu are cunoștință de mântuirea lui. Nu i s-a arătat clar ce trebuie să facă omul în viața aceasta. De aceea este așa mare zăpășeală, de aceea este așa mare desfrâu astăzi. De aceea este, așa cum o citi Părinte din cartea aceasta, așa este adevărat în lumea aceasta. Dar noi nu pentru asta. Am cântat cântarea aceasta, lume, lume înșelătoare. Nu mai ne mai înșela și pe noi. Ai atâta omenire care înșală și este înșelată. De aceea, dragii noștri, dați-mi voie să citesc, să memorez o poezia lui fratele Traian, aici unde spune, și să ne pătrundă pe noi înșine, să ne pătrundă cuvintele acestea frumoase care le-au scris aici înaintașii noștri. Putem ca să urmărim în pagina 289, spune așa, în tainicile adânci, adâncuri din sufletul ascuns, în care niciodată și nimeni n-a pătruns. Aș vrea, Iisuse dulce, tu singur să cobori, să vezi acolo strânse ale dragostei comori, să asculți acolo versuri ce n-a putut fi scris, ce mistrie viața în care zace închis. Și acolo unde numai tu singur, tu pătrunzi, în locul cel mai gingaș ai tainelor afund. În alba încăpere a candelei iubiri, coboară cu seninul duianselor priviri și ascultă și privește cât drag îți poartă ea. Eu pot cânta și plânge, dar nu pot spune așa. Și ascultă și privește cât drag îți poartă ea. Eu pot cânta și plânge,
dar nu pot spune așa. Și cuvinte pătrunzătoare pentru inimile noastre, pentru viața noastră. De aceea, dragii noștri, îngăduiți-vă să citesc ceva din Psalmul 123. Spune aici împăratul David: nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici asepire preoatelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacob. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul lui Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vină la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoate strigăte de bucurie. Dragii noștri, am citit cuvintele acestea al împăratul David, scrisă în vremea lui, pentru poporul de atunci și pentru poporul de astăzi. Ce frumoasă îndemnuri este aici! Nu voi da somn pleoatelor mele, nu mă țin în patul meu unde mă odihnesc, fără că nu voi găsi un loc pentru Domnul. Dragii noștri, frați și surori, aceasta este îndemnul lui Dumnezeu și al Duhului Sfânt. Să-i găsim loc Domnului nostru în viața noastră, să-i găsim loc în inima noastră, să-i găsim loc acolo unde nimeni, în fundul inimii noastre, acolo nimeni nu umbla și nimeni nu căuta. Și de acolo trebuie scoasă tot ce este rău și să facem loc Domnului nostru, așa cum împăratul David îndeamnă aici. Și toată starea aceasta, ca să fie schimbată viața omenirii noastre, aceasta este. Să-i cătăm loc lui Dumnezeu în viața noastră, să-i cătăm loc în starea noastră. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, care ne îndeamnă mereu, care ne caută mereu și ne-au făcut în felul acesta să fim strânși la oaltă. Atâția din comuna noastră, așa de 12 sau 13 mii de suflete, atâția o găsit Dumnezeu să-i aducă în locul acesta. Aceștia, dragii noștri frați, pentru aceasta ne-a chemat Dumnezeu, pentru aceasta ne-a făcut pe noi vredniși să avem oastea Domnului în satul nostru, să avem lucrarea aceasta a scumpului nostru Părinte Iosif prin Duhul Sfânt care s-a făcut și care încă unică este această lucrare, care vrea mântuirea poporului nostru, care caută să facă poporul nostru credincios, să-i facă loc pentru Dumnezeu în inima lui, în inima noastră la toți. Aceasta este dragostea cerului, dragii noștri, frați și surori. Și văd cum ne îndeamnă aici cuvântul din cheie, preoții să se îmbrace în neprihănire și tot poporul și credincioșii tăi să scoate strigăte de bucurie. Aceasta este mântuirea neamului nostru, mântuirea lui Dumnezeu. De aceea, dragii noștri frați, aceasta ne îndeamnă, aceasta ne îndeamnă cât încă mai avem suflare în noi, aceasta ne îndeamnă Duhul lui Dumnezeu, aceasta ne face vrednici să-i dăm loc vieții noastre Mântuitorului nostru. Și acum să citim din Evanghelia de astăzi cuvântul acesta care l-am auzit la biserică astăzi. Să învățăm de aici, din spusele Domnului Iisus, în această Evanghelie, unde ne îndeamnă așa, și am auzit-o cu toții,
Dar totuși trecem prin ea, căci este Evanghelia zilei de astăzi. Pe când intra Iisus în Capernaum, s-au apropiat de el un sutaș care îl ruga și zicea: Doamne, robul meu zace în casă slăbănog și se chinuiește cumplit. Iisus i-a zis: am să vin să-l tămăduiesc. Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intre sub acoperimântul meu, ci zi numai cu cuvântul și robul tău va fi tămăduit. Că și eu sunt om sub stăpânire, am sub mine ostaș. Și zic unii du-te și se duce, altuia vină și vină. Și robul meu făcu tare lucru și îl face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a mirat și a zis celor ce veneau după el: adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob în împărăția cerurilor. Nu sunt vrednic să intre sub acoperimântul meu. Dragii noștri, frați și surori, știm că întotdeauna Domnul Iisus era îmbolzit de noroade. Știm că întotdeauna era și de cei care dorea mântuirea sufletului și de cei care căuta să-l prindă prin cuvinte, să-l judece. Așa mulțime mereu era el îmbolzit. De aceea aduce el cuvintele acestea dureroase, grele. După ce îl laudă pe acest păgân, se întoarce la cei care trebuia să aibă mântuire prin învățătura și prin cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea el aici aduce durere pentru cei din urma lui, dar vă spun că va veni mulți de la răsărit și de apus și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob și cu sutașul care au avut așa credință mare. Iar fiii împărății vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. O, dragii noștri, frați și surori, dar fiii împărății, dar fiii aceștia a credinței, care trebuia să-L primească pe Domnul Iisus, nu să-L răsihnească, nu să-L scoată pe Baraba, să-L elibereze și pe Domnul să-L pună pe cruce. Nu. Fiii împărăției aceștia, fiii aceștia vor fi scoși afară. Neamul acesta pe care au fost legat cu atâtea legăminte, cu atâtea făgăduinți făcute părinților din veșnicie, neamul acesta, poporul acesta al lui Dumnezeu, care nu a fost vrednic să-L primească pe El, nu a fost vrednic să-L asculte cuvântul lui Dumnezeu, va fi scoș afară, va fi scoș afară. Și așa unii spune aici, va fi plântul și scrâșnirea dinților, așa cum citea părinții din carte. Adevărat este că așa va fi, așa este, dar truda noastră, truda oastei Domnului, truda cuvântului, truda Duhului Sfânt, aceasta o caută ca să ne scoată din pierzarea veșnică, să ne facă vrednici, să credem că acest păgân, Doamne, nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să fiu aici, la microfonul acesta. Nu sunt vrednic, Doamne, aici. Dar parcă ne legăm de un cuvânt care spune Sfântul Apostol Pavel: voi când vă adunați la oaltă, unul cu un cuvânt, unul cu o rugăciune, unul cu un demn și toate să fie spre slava lui Dumnezeu.
nu sunt vrednic să mă ascultați, dragii noștri frați, de este cuvântul lui Dumnezeu acesta pe care ne dorește să ne mântuim sufletul nostru, să luăm aminte la tot ceea ce ne spune Domnul Iisus. Apoi a zis sutașului, du-te și facă-se după credința ta. Și robul i s-a tămăduit chiar în ceasul acela. De aceea, dragii noștri frați și surori, spune Sfântul Apostol Pavel în capitolul 4 de la Efeseni, să ne întărim chemarea pe care o avem din partea Duhului Dumnezeu. Să ne întărim. El cel întemnițat pentru Hristos ne îndeamnă mereu cu cuvintele acestea, să ne întărim chemarea făcută de Duhul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea Dumnezeu să ne ajute să ne luptăm împotriva tuturor păcatelor, tuturor stricăciunilor din viacul acesta, să ne punem inima și sufletul nostru și viața noastră în slujba lui Dumnezeu, să-i facem loc, așa cum a spus împăratul David, loc Domnului nostru în viața noastră, în inima noastră, slăviți fie Domnul!